ieși din sensul giratoriu. Peste 600 de metri, la sensul giratoriu, ia-o pe a doua ieșire. Am ajuns în port, așteptăm ora îmbarcării, dar mai durează încă, că noi am venit cam cu 2 ore, eram obișnuiți cu Genoa și cu Tangerul, am venit cu 2 ore mai repede. Tico este acolo. Povestea e în felul următor: ieri am parcurs aproape 900 de kilometri în care am avut și o problemă tehnică, în sensul că ne-a lăsat Tico pe marginea autostrăzii. Până am descoperit ce a fost, noroc că am avut la noi o pompă de benzină, a fost dusă pompa de benzină, s-a distrus pompa de benzină, am înlocuit-o rapid și am scăpat și de poliție și de amenzi și am continuat drumul. Acum vedem ce va mai fi, avem încredere în mașină, avem încredere în noi și vedem cum va fi. Dacă nu, ne descurcăm noi. După atâția ani de expediții și ture în lumea asta, am trecut prin lucruri mai grele decât că se defectează o mașină. Încercăm să o reparăm. Și acum motorul de Tico nu e atât de greu, am stat pe el și am lucrat pe el. Dar ce pot să vă spun este că mașina încă se comportă super bine, în afară de acea pompă de benzină care s-a stricat. N-am avut nicio problemă, altă problemă la mașină. Așteptăm îmbarcarea și trecem pe continentul african și aceasta deja este o realizare destul de mare, pentru că am făcut deja 3700 de kilometri până Gibraltar, undeva dincolo de măcaralele alea. Și dacă luăm în calcul și înapoi, este deja 7000 și ceva de kilometri făcuți cu un Tico. Consumul care l-am scos de benzină cu el este în jur de 5,5 cu ruful deasupra. A mers destul de bine, ne-a salvat de mulți euro, pentru că în Franța ai 2,3 euro litru de motorină pe autostradă. Cam asta e povestea, așteptăm îmbarcarea și continuăm aventura, să ne vedem cât mai sus.
dată ți-a ajuns Tico pe vapor, a? Zi, nu-i prima dată. Da. Când am fost. Și când am fost la nor, captă pe vapor, l-am urcat. De vreo 3 ori am fost. Ha? De vreo 3 ori am fost. De vreo 3 ori a fost Tico pe vapor. Cam așa pantă urcat Tico. Aici mergem să căutăm ieșirea. Și aici. Acum pe scări, ha? Mergem la etaj. Mergem la etaj. În vapor, cabina 5. Ah, ce aici? Spatele meu aveți, se vede Gibraltarul, adică partea aia de UK, partea de Marea Britanie. Da, stâncile alea de acolo, alea Gibraltarul. Noi o să o luăm undeva pe după macaralele acelea și ne ducem. Și ce vedeți voi acolo în depărtare? Este Africa, unde va călca pentru prima dată. Pentru prima dată Tico al nostru în Africa. Ai de ajuns și în Tanger să ajungă și noi suntem mulțumiți. Ne-am dorit lucrul acesta, nu ca să ne plimbăm numai, ci ca să și avem așa o părtășie între tată și fiu, să avem zilele noastre, să ne bucurăm unul de celălalt. Și am vrut cu această mașină pentru că cu orice mașină din lumea asta se poate mai performantă decât aceasta și știu că mulți dintre voi ziceați că suntem de bun că ne-am dus cu așa mașină, dar ceea ce vreau să vă spun este că nu mașina, ci relația dintre noi doi, între mine și fiul meu, contează mai mult decât cu ce mașină mergeți și se poate și cu bani puțini, da? Deci până acum, tura până aici în Gibraltar, să spunem așa, cred că am cheltuit în jur de 400 de euro, pentru că mașina aceasta consumă foarte puțin, 4,5 litri pe 100 de kilometri. În rest, experiența care o avem noi doi contează cel mai mult și știu că sunt lucrurile pe care eu îi le pot lăsa fiului meu, sunt aceste amintiri. Restul, mașinile și toate se duc, el oricum are mașină, dar asta contează cel mai mult. Experiența tată, fiu contează cel mai mult, nu, Dani? Da. Cum îți place în... Pe feribotul ăsta care o să ne ducă spre Africa. Știu că în Africa e o tragedie, că a fost cu tremurul și sunt deja aproape 3.000, cred că, de morți. Dar noi nu o să încercăm să nu ajungem prin zonele respective. Cum ți se pare până aici tura cu Tico, cu noi doi în mașină? Deja amândoi avem anumite kilograme, peste 90. Și... când am început asta, tu aveai în jur de câte kilo? Vreo 60 și ceva, 60, nu? 60-70, da, la 14 ani, acum ai 19 ani și anul viitor terminăm cu Azerbaijan. Spune și tu două vorbe așa, de înainte de plecare. A fost foarte frumos până aici, numai Spania ne-a terminat. A fost căldură, autostrăzile nu se mai terminau, o grămadă de kilometri. Se termina autostrada, ne băga pe drum național, după aia iară pe autostradă, nu mai știu ce amestecături făcea pe acolo, dar am ajuns până la urmă și a fost frumos. Monaco mi-a plăcut mult, coasta de Azur, tată, și să vedem de acum încolo cum o să fie. Africa am mai văzut odată, tu ai mai fost împreună cu mine exact pe ruta asta, cum s-a zice, până în deșert, ai urcat și pe Jebel Kukal, cel mai înalt vârf din Africa de Nord, de 4167 de metri, la 13 ani, așa că te întorci după 5 ani din nou în Africa. 6, hai, să zicem 6. No. Vedem ce s-a schimbat în 6 ani, da. Dacă mai făcut ceva. Exact, exact.
Așteptăm și noi să plecăm acum, avem o întârziere de aproape o oră. Vedem, nu ne grăbește nimeni, că nu ne ajută cu nimic. Așa că petreceți-vă timpul cât mai mult afară cu copiii voștri, ieșiți cât mai mult în natură și călătoriți și lăsați-le amintiri plăcute celor dragi vouă. Vă salut de pe coasta Spaniei, plecând spre Tanger, spre Africa. Pa! Tico a ajuns în Africa, Dani. Tico este pe autostradă în Africa, da? Nu știu că au ăștia autostradă. Uite că ai și descoperit că au. Stai să vezi, să vezi partea dinspre Casablanca, ce zonă e când avem noi în România. Ne considerăm că suntem mai evoluați, dar sunt partea cu Casablanca, Agadir, Rabat, zona coastei Oceanului Atlantic e mult mai dezvoltată decât multe zone de-a noastră din România. Vă las și urmează aventura în Africa. Câteva zile, dar vor fi în Africa.
am ajuns în Tanger, suntem în zona mai luxoasă, să spunem așa, pentru că Tangerul are și partea cu Medina mai veche, undeva acolo. O vedeți pe deal și în partea asta altă e zona de mai turistică. Am reușit să ne facem rost de 20 de giga de net ca să avem cu noi. Și în partea aceea de acolo e zona de unde am venit noi, este Spania. Am ajuns cu Tico deja pe continentul african, suntem în Tanger. Mâine dimineață pornim încet spre Irfaim. Vreau să-l duc pe Junior în zona unde îl atacă maimuțele, în pădurea de cedru, să trecem munții Rif și de acolo ne îndreptăm după aceea spre Marrakesh, unde mă voi întâlni cu o parte din, să spunem așa, clienții care vin în tura din Africa cu Float Venture. Ei stau 8 zile, urcă pe vârful Jebel Tupcal, cel mai înalt din Africa de Nord, și după aceea merg și ei spre deșert. Noi vom pleca din Marrakesh direct înspre canioane, deșert în Merzouga, de acolo o luăm pe coastă, o luăm pe frontiera cu Algeria până aproape de Mauritania, Agadir, și când am ajuns la Agadir este punctul terminal al nostru, dar pot să zic că punctul terminal nu e Agadirul, ci România, Cluj-Napoca, de unde am plecat. Și așa se va încheia o etapă. Dani undeva acolo în spate, stai să vi-l vine încoace. Cum ești, Dani? Ridică mâna sus, una dacă e ok, două dacă e nasol. Și suntem pe malul Mediteranei la pescuit. Aici toată lumea pescuiește. Dani merge în vizită să vadă apa. Step back.